v-am găsit la un nou episod din Minecraft modat. Bun, am mai făcut un episod în care am explicat o groază de chestii și am făcut chestia asta, dar aparent acel episod, să zicem doar că nu a putut fi postat din cauza YouTube-ului extrem de inteligent care nu mă lăsa să uploadez acel videoclip și nu știu de ce. Adică alte videoclipuri mă lăsa, dar fix acel videoclip, să zicem doar că avea ceva cu el, ok? Să zicem doar că avea ceva cu el. Și nu mă lasa să-l aplaudez, dar nu-i bai. Sau doar mea, bun, în acest episod vreau să explic din nou acele chestii, să sperăm că mi le mai amintesc. Ce am făcut? Să zicem așa, mașina noastră nu poate, mulți ați fost cu varianta cu mașina, deci mulți ați ales varianta cu mașina, dar cu ocazia asta vreau și să vă mulțumesc. Mi-ați dat o idee foarte bună. Ce idee mi-ați dat? Păi, aș putea să-mi pun mașina undeva aici, că mi-am și adus-o ca să vă arăt cam cum ar arăta ea, minunăția. Uite aici, mașina cu chesturile aici undeva. Uite așa. Mașina o să aibă loc categoric să iasă pe aici. Și să-mi iau mașina, să fug cu mașina. Deci, stai, asta e mașina, să... Nu stai, m-am așezat pe locul... Nu stai, mă, că sunt liliac de asta. Să fug cu mașina de aici, să o iau așa și să-mi aranjez un drum. Iar apoi să vin aici, undeva pe aici. Și să o iau pe pistă, pe partea asta a pistei. Iar aici să mă aștepte un avion încărcat cu... De toate, cu tot ce-mi trebuie pentru a supraviețui și pentru a mă întoarce, și pentru a mă întoarce să mă răzbun. Cum ar fi gen avionul ăsta sau alt avion, înțelegeți cum stă situația. De ce nu pot să-l pun? Stai, l-am pus dar nu mi-l arată. Stai, ce s-a întâmplat? Ok, gen avionul ăsta, dar avionul ăsta e prea, e demodat. Nu, eu vreau un avion mult mai tare. Nu asta e ceea ce contează acum. Ceea ce contează este că cam asta va fi planul. Cu mașina o luăm și fugim. Să văd cum o să stau eu cu zidul ăsta, că s-ar putea să-mi facă mie niște mici problemuțe. Dar în acest moment vreau să mă ocup de chestia asta. Uite așa. Hai să stricăm chestia asta. Hai odată. Bun. De asta mi-era frică că mașina nu o să încapă și nu o să iasă, dar până la urmă priviți ce am construit aici, un întreg, nu știu cum să-i zic, un întreg bunker, dacă îi zic eu bine, dar nu-i tocmai un bunker, dar chestia asta ar trebui să meargă, chiar ar trebui să meargă, și după aia m-am gândit la un alt scenariu. Bă băiatul, dacă pe mine aici mă așteaptă o întreagă armată de monștri, ce fac? Păi mă gândeam să pun niște mici turnuri cu santinele aici. Vreo 4-5 turnuri, fiecare să aibă niște mitraliere, ceva turnuri de apărare, etc. Înțelegeți ce vreau să zic. Și la asta mă gândeam. Bun, stai așa, pentru că aici vreau să fac una, două, trei, patru. Uite așa. Stai. Tu stai, uite așa, perfect, ca să pot să ies și să fac curba. Aici cred că putem să facem ceva de genul ăsta. Aș acoperi chestia asta, sincer să fiu. Mă, tu ce faci aici? Tu în ce stai aici? Stai în chestiile astea care... Oh my god. Da, sunt în peaceful, am uitat. Păi dacă tot sunt în peaceful, ia să te... Hai odată. Ok. Ciucanul ăsta dă destul de mult damage, de fapt, chiar dă mult și mă bucur. Mă bucur că am reușit să fac rost de el. Uite, de asta trebuie să ne punem și pe provizii, deoarece nu mai dură mult, perioada de peaceful se termină în curând. Doar nu vă gândesc că o să rămânem pe peaceful până o să terminăm toate chestiile astea, nu. Mi-am pus o perioadă de timp și după perioada de timp o să ne dăm după peaceful și o să ne punem înapoi pe hard sau normal. Nu știu, cred că cel mai probabil pe normal. Dar ideea e următoarea. Stați așa că... Ok. Pac. Hai să luăm și chestia asta. Uite așa. Așa. Bun. Acum varianta brută cam e gata. Ia stai să văd eu.
Deci, nu, stai să mă transform în eu. Hai mă, unde-s eu? Uite-mă aici. Bun. Haide. Ok. Hai să... Ok, benzina, din câte știu. Hai să vedem cum ar merge toată treaba. Deci, ne-am ridicat ceva de genul ăsta, așa. Ok. Nu prea văd, deoarece nu prea știu să conduc toată minunăția asta. Ok. Nu-mi zice că te-ai blocat. Stai așa, F5, mă, ca să conducem mai ok. Aparent, chestia asta se ridică peste tot. Trebuie să învăț cum să conduc. Ok, deci să zicem așa. Deci așa s-ar conduce lumea, așa s-ar conduce. După aia am luat-o ceva de genul ăsta. Ok. Aoleu. Clar nu știu să conduc. Ok. Și am venit undeva pe aici. Bun, hai să întorc mașina deoarece trebuie să o ducem la loc. Trebuie să o ducem neapărat la loc. Uite că acum se conduce ok, acum se conduce chiar ok, acum știu cum să o conduc. Foarte, foarte tare. Hai să o ducem la loc. Mașina asta ar trebui să ne ajute. De ce folosesc pe mașina asta? Deoarece în mașina asta este cam greu să ne atace cineva, deoarece e hammer, na. Pana mea e rezistent. Ok. Oh my god. Ce... nu-mi zice că a dispărut mașina. Ok. Asta e ciudat. Deci asta ar trebui să fie thumbnail-ul sau începutul episodului. Ce face mașina în copac? Aoleu, ok, unde e mașina? Ok. Uite-o aici. Foarte, foarte tare. Last dead. De ce mi-a pus un checkpoint aici? Am murit vreodată aici? Stiți așa, Z waypoints, last dead, delete. Ok, bun. Acum, am nevoie de... unde e... De... Chestia aia... Trebuie să fie pe aici pe undeva, din Tinker's Construct. Stai așa, trebuie să fie pe aici. Uite asta, și avem nevoie de custom brick-uri se făcea? Nu mai știu, ok. Din chestia asta, iar acum fancy, și dacă mai pun o dată să mai face ceva, se face chisel, dar noi avem nevoie de fancy, bun, și din fancy o să facem toată fancy stone brick, Tinker's Construct. Bun, și cam din asta o să facem toată chestia asta, pentru că arată chiar tare, deci chiar arată foarte, foarte tare. Este o serie, modații zice, cu un modpack, cu nu știu ce naiba, fac parte de niște, tot așa, niște youtuberi, unii dintre ei mă cunosc, nu știu acum, să mă bag și unii, nu știu, habar n-am, ok. Hai să vedem, eu zic că arată super, super tare toată chestia asta, super, super tare. Stai așa, trebuie să scot și chestia asta, uite așa, și vom face din stone brick-uri, din fancy stone brick-uri și din glowstone, fraților, vai, deci va ieși super, super tare. Și da, uite, mi-a venit acum în minte faza cu modații, dar nu știu, este un modpack destul de mare, care se deschide cu un launcher special, nu știu ce m-am măsit de treaba, și mie să nu am puține FPS-uri, deoarece nu cred că v-ați dori lag sau alte minunății de astea, ar fi destul de urât. Hai să mai facem rost de niște stone brick-uri. Totuși, mă gândesc și cred că asta sigur voi face o serie de Hexit. E un modpack foarte, foarte interesant și care arată super, super tare. Ok, pac. Stai așa, o să păstrăm chestia aia pentru o perioadă. Pac. Stai, am nevoie de chestia asta înapoi. Trebuie să facem și tunelul, uite că se face și noapte.
Ok? Lumea, nu știu, cam atât cu acest episod. Stai așa să fac chestia asta. Pac, pac și pac. Uite așa, foarte tare ciocanul ăsta. Ne ajută extrem, extrem de mult. Cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Deci am păstrat niște... Stai să punem și pe aici. Stați așa că nu pot să... What the... Oh my god, ce m-am speriat. Nu pot... Dar chiar, fraților, mă gândeam să joc un joc de groază. Nu știu părerea voastră, dar... Mă gândeam să joc un joc de groază, să văd care ar fi reacția voastră la reacția mea, pentru că, după cum știți, eu nu stau prea bine cu inima, adică mă sperii extrem, extrem de rapid la orice și nu prea pot să fac față. Bun. Deci am păstrat chestiile astea. Astea arată foarte, foarte tare pe post de ziduri. Nu știu, hai să vedem cum ar arăta o parte așa, ca un fel de zid. Ok? Hai să vedem. Pac, 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 pac. Ok, tu nu trebuie. Ok, pac, 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 pac. Cred că arată ok, dar aici trebuia să fie chestia asta. Credeți că n-am văzut. Arată super, super tare. Chiar arată ca un fel de bunker ceva. Deci chiar arată tare. Aici poate poți să camuflezi. Am înțeles că sunt niște chestii cu care poți camufla. E super, super. Nu știu unde naiba erau. Erau niște chestii care puteai camufla. În fine, din episodul următor o să ne ocupăm de vaci, de căutarea vacilor, de niște spawne, deoarece avem nevoie de o grămadă de piele și de o grămadă de pânză pentru a face un backpack de la super mare, gigantic. Lume, eu am fost un name, sper că v-a plăcut acest episod încă o dată, deci asta este intenția mea, să vă placă și vouă, să-mi spuneți părerea voastră despre Hexit. Lume, bye bye!